Bună seara! Bună seara! Sunt Oleg Brega și vă invit să rămâneți cu noi ca să discutăm despre o problemă pe care am descoperit-o astăzi, plimbându-mă cu bicicleta prin capitală, prin sectorul 5, unde am interes politic, electoral, și unde am descoperit o problemă despre care auzisem cu jumătate de ureche la știri, la televizor, dar mai mult pe internet. Că se închide piața de flori Coșbuc. Azi am trecut pe acolo, nu întâmplător, intenționat, am vrut să văd cum se întâmplă treaba. Am scos camera să filmez cum s-a obișnuit eu ca activist civic jurnalist și s-a apropiat de mine această doamnă, florăreasă, o cheamă Flori Iordan, care îmi zice Bună că, seara, mă pot prezenta, dacă vreți, vă rog, dumneavoastră. care zice că Mă toată numesc viața a Iordan copilărit Flori. acolo. Da. Da, așa este. A copilărit, a trăit tinerețea acolo ca florăreasă. Asta e meseria vieții ei. Și acum s-a trezit în stradă, fără business, fără afacere, fără ocupație. Primăria sectorul 5, am văzut că le-a mânat un document, că s-a hotărât pe data de 7 mai, prin hotărârea Consiliului Local numărul 85, s-a hotărât, nu știu, relocarea acelei piețe, reparația ei. Vă rog să ne explicați cum s-a întâmplat după 7 mai până pe 19, când ziceți că e cea mai neagră zi din viața dumneavoastră. Bună seara! Pe data de 12 martie a fost oprit curentul la piața de flori George Coșbuc. Noi, pe data de 13, când am ajuns la florărie, ne-am trezit cu electricitatea oprită. În martie? Da. Așa, înainte să se declare starea de urgență. Exact. Și vă dați seama că am fost la dânsii de la birou să întreb de ce este curentul luat, practic. Ori dânsii ne-au spus că și-au primit și ei de mai sus responsabilitatea de a închide electricitatea curentului. Ok, nu ne-am opus, am fost de acord cu totul și nu am cerut explicații nimănui. Am spus ok, așa s-a cerut, ok. Dumneavoastră, din contră, ne-au spus tot în același moment, când le-am pus o întrebare, practic, de ce este curentul luat, ne-a spus că până pe data de 13 la ora 10 seara, să golim magazinele cu flori, să golim florăriile, să le aruncăm, să le ducem acasă, să le oferim cadou, să le ducem la spitale, să le oferim medicilor care se luptă cu acest virus. Era în legătură, era explicația în legătură cu pandemia, nu? Pentru că se oprea toată activitatea economică. Da. Vă dați seama că în următoarele ore am făcut în așa fel și am golit toți florăriile, am închis florăriile, cum mi s-a spus, n-a venit ora 10, toată piața de flori era pustie. De atunci am intrat în șomaj grevă, tehnic, cum se zice, da, în carantină, stat toți izolați la domiciliu, exact, acasă. În carantină, izolare la domiciliu. Și ce să vă spun? A urmat să așteptăm răspunsul că pe data de 15 mai vom reîncepe activitatea în piața de flori de Coșbuc, mai ales celor ce au magazine cu deschidere la stradă. Nu, pe data de 14 ne-am trezit domnul director general al piețelor sectorul 5, domnul Paul Lăzărescu, ar fi demisionat, că nu ar mai fi în funcție și ne-am trezit cu o altă doamnă. Sincer, nu știu, să încă nu sunt cu poezia învățată, nu știu cum se numește dumnei ei, spre rușinea mea. Ne-am trezit că dânsa a preluat conducerea și a făcut anunțată prezența, am zis să nu o facem într-un mod neplăcut, într-un mod țigănesc, gen, am zis să o primim cu aplauze. Am gândit că dacă e femeie, până în momentul de față ne-a condus un bărbat și am spus că și femeie poate ne înțelege altfel. Am zis să o primim cu aplauze, cu un buchet de flori, la care dânsa n-a știut decât să ne întoarcă spatele, să ne spună două cuvinte foarte respicate, Iața Ferentar,
Ok, astea două variante le avem. Dacă doriți, bine, dacă nu, nu. Doamnă, fiți drăguță. Ok, suntem de acord. Piața este în condiții insalubre. De acord cu dumneavoastră, cu primarul, cu toată conducerea, nu ne opunem, suntem foarte mici până de dumneavoastră. Dar aveți o idee, aveți un răspuns, ne puteți da un termen. Când ne vom putea reîncepe activitatea? Când ne vom putea întoarce la locul de muncă? Ne mai întoarcem? Nu ne mai întoarcem? Se ridică foarte multe semne de întrebare. Ori aveți cuvântul meu de onoare, nu am primit niciun răspuns la nicio întrebare. Doamnă, panou pentru șantier nu este? O placardă, un panou? Nu, ne-a răspuns nimeni. În schimb, După... am filmat doar panglica aceea de poliție locală, care interzice ca și cum accesul în terenul, pe platou, cela unde erau cândva tarabele de flori. Și Da. asta ce înseamnă? Că primăria și cu poliția locală au făcut operațiunea asta de închidere a Mi se pieței. pare ceva corect. Dar ce nu știe, cine trebuie să știe, ideea este în felul următor. Domnul Daniel Florea, când a avut nevoie de semnăturile florăreselor din piața de flori George Coșbuc, a trimis către conducerea pieței la noi, la piața de flori George Coșbuc, a trimis o înștiințare precum ne cere ajutorul cu cât mai multe semnături, să împrăștiem vestea la prieteni, la vecini, la rude, la clienți. Avem nevoie de susținerea dumneavoastră pentru ca și eu, la rândul meu, să vă susțin pe dumneavoastră. L-am votat, am fost lângă dânsul. Răsplata dumnealui care este? Să ne demoleze locul de muncă, să ne demoleze piața de flori? Eu am 37 de ani, vând flori în piața de flori, George Coșbuc, de la vârsta de 7 ani. E o altă meserie, nu am practicat-o, asta am învățat-o de la mama mea, doamna Floria. Și nu numai eu, în mare parte, în 90% din florarii pieții George Coșbuc suntem rude. Acolo ne-am petrecut timpul mai mult decât cu familia noastră. Practic, noi, florarii, nu avem sărbători, nu avem Crăciun, nu avem Paște, nu avem Revelion. Am văzut Stătim la datorie. chiar administrația pieței scrie că are program de la 3 noaptea până la 2 ziua, non-stop. E ciudat, îngrozitor așa program de lucru. E ca, nu știu, ca la Mă depășește frontieră, ca termenii la aceștia. poliție, ca la Mă pompieri. depășește. Da, mă depășește termenii aceștia. Nu am pregătirea necesară să intru în prea multe detalii sau să mă apuc acum să vorbesc ceva ce nu pot să și dovedesc. Dar după ideea mea, după mentalitatea mea, eu, ăsta este cuvântul meu. Eu așa gândesc și așa vorbesc. Este abuz de putere. Ce s-a întâmplat în piața de flori George Coșbuc, de pe data de 7 mai până pe data de 19 mai, când au venit și au băgat buldozerele și macaralele și fel și fel de tractoare să ne demoleze, eu cred că este abuz de putere și nu este îndeajuns de legal procedura dânșilor. Eu afișez acum pozele făcute de dumneavoastră de acolo, de la administrația pieței, cu singurul anunț că e închis pentru renovare, nimic mai mult, niciun Nu avertisment, ce și cum dată. se va întâmpla. Și după aceea poze Deci de nu la... este dată. Îmi cer scuze, nu este dată, nu Ah. este semnătură, nu este nimic. Nici când începe, nici când se termină, nici ce Absolut au de nimic. gând să construiască acolo, nicio informație n-aveți. Într-un cuvânt, per total, un sat fără câini. Da, desființare în stil mafiot, fără respecta drepturile oamenilor acolo, dar în ce condiții lucrați? Că văd că, na, gheretele astea parcă sunt făcute civilizate, ei vor să le facă acum și mai civilizat. Dar aveați contract cu administrația pieței? Că am văzut pe acolo afișe, anunțuri că se face Aveam licitație pentru toate. gheretă, pentru loc de comercial. Deci dacă se face licitație, totul e legal, nu? Cu contract, cu bon de casă. Dar normal, o mare parte din florarii din piața de flori George Coșbuc urma o a treia licitație pentru spațiile
fiecăruia în parte, pentru că prima oară a fost licitația pentru spațiile făcute acum câțiva ani de zile din Termopan, o improvizație. A doua licitație s-a făcut pentru boxele de pe față, de paralel cu Schenkerul și cu fosta vamă, iar a treia licitație pentru punctul de lucru, pentru contractele propriu-zise, pentru chiria, să o avem, pentru că noi pur și simplu dădeam taxa pieții zi de zi 50 de lei. Ori noi nu aveam un contract să plătim chiria la primărie. De ce făceau așa? E un fel de evaziune. Înseamnă că administrația pieței împreună cu primărie, împreună cu poliția, vă țineau în incertitudine pentru ca să poată fura din banii publici. Banii ce trebuie, dacă ar fi fost cu contabilitate, cu evidență strictă, trebuiau să fie impozitați, trebuia să fie conform legilor de arendă, conform legilor comerciale. Dar așa, cu taxă de 50 de lei în fiecare zi plătită, unde ziceați? Că la librărie, oriunde se plătea taxa? V-am spus și mă repet, nu am pregătirea necesară să intru în detalii ce mă depășesc, de asta am, vă mulțumesc, țin să vă mulțumesc public pentru susținere și fiecărui om în parte care vor să ne susține și să ne ajute, să ne... Am înțeles că deci mulțumirea s-au crește. Oferit, s-au oferit oamenii care au studii juridice să vă ajute în instanța de judecată. Aveți de gând să apelați la justiție? Dacă este nevoie, da, de ce nu? Păi, dacă vreți să se facă dreptate, este nevoie. Cum altfel? Sau vă gândeați la emigrat? Cine? Dumneavoastră sau colega spunea că se gândește să plece din țară? Și eu și mai mulți. Eu, mai mulți colegi din Brează, ne gândim să plecăm în țări străine în ideea că aici nu avem ce face. Noi altceva nu am făcut. Flori am vândut de copii. Și înțeleg cu altă acolo, piață în ca... piața de Flori George Costum, ne-am pierdut tinerețea, ne-am pierdut copilăria. Asta am învățat de copii. Comerțul cu florile Angro și Andătai. O altă piață ca asta nu există în București. Ei vă trimit la piața Din câte Angro știu, de legume. În România. Ei vă trimit la piața Angro de legume, Pucheni, nu? Da, la Târgul Pucheni. Și nu... Acolo, țin să precizez, este favorabil pentru producători și pentru angrosiști. Suntem trei tipuri de florari în piața de Flori George Coșbuc. Suntem, hai să încep să îi număr, ca să ca la școală, da. Da. Este producătorul, unul, al doilea este angrosistul și al treilea este florările în detail, florăresele de zi cu zi, care își de acolo peste zi. Seara se practica angrou, vin producătorii, dau angrosiștilor florile cu un preț, un leu doi mai mic, producătorii îl iau, îl dau și ei mai departe să câștige și ei un leu 50 de bani, un leu 50 de lei, de pildă de sărbătoare, de vânzare, de sezon. Păi iar noi de la dânsii o clipă, dar producători nu sunt aceia care chiar cresc florile la ei acasă, în serie, în grădină? Da, aceia. Sunt și din România, nu doar din Olanda, Turcia sau de unde se mai aduc flori. Nu, sunt și de-ai noștri din provincia noastră. Ok. Pentru dumnealor este foarte bine. Sunt foarte mulțumit. Eu personal am fost în Pucheni, am stat de vorbă cu dânsii și le-am pus o întrebare. Vă este bine aici? Vă incomodează ceva? Ideea că s-a demolat piața de Procurecoșcu? Ideea că v-a mutat la Pucheni? Nu, ne este foarte bine. Unii dintre ei, alții nu. Păreri pro și contra. Tot așa am întrebat și angrosiștii. Le e bine, nu le e bine? Ideea este... Noi florare, e vorba de 14-15 firme care vindem de la un cap la altul florările de la stradă. De noi nu se mai vorbește nimic. Ne-a dat acum câteva zile, săptămâna trecută, a venit un domn de la primărie, de primar, așa s-a legitimat dumnealui, verbal, că l-a trimis domn primar la cerințele noastre, la urletele noastre, să vină primarul. A venit un domn. Noi i-am sugerat dacă piața de Flori George Coșbuc se renovează,
fără dată, fără termen, fără un răspuns Fără sigur, un să ne proiect, da, cum a repartizeze. zis noastră, Da, fără să ne. panou de șantier. Absolut nimic. Să ne repartizeze pe partea cealaltă. Partea cu economatul. Să fim tot în aceeași zonă. Să nu împrăștiem clienții foarte departe. I-a mai dat o sugestie, platoul Liberty Mall, la o stație de Piața de Flor George Coșbuc. Ori dumnealor ne-a trimis la municipal, unde deja cu câțiva ani de zile florăresele de pe locul acela au fost evacuate, au fost evacuate și vă dați seama că dacă acum le-au pus niște baterii, domnul primar Daniel Florea, dânsele și așteaptă să-și ia dumnealor locuri. Nici de cum să venim noi peste dânsele să le luăm locul. Nici noi nu am vrea să ne ia nimeni locul nostru. Fiecare ne cunoaștem, v-am spus în mare parte, 90% suntem familii, dar ne păstrăm limita bunului simț. Nu-i frumos, nu-i civilizat să ne punem unul peste altul. Da, Poate ce mâine. trecem noi acum, dumnealor au trecut acum câțiva ani de zile și nu-i normal, nu-i corect, nu-i omenesc să ne ducem să luăm noi florăria altor familii. Nu-i corect. Am înțeles că mâine mergeți la primărie, la Florea. Vă întâlniți cu el sau cu viceprimar, nu știți care e planul. Nu știu nimic. Dacă vreți să mă credeți, nu știu nimic. Dar mergeți organizat, toți antreprenorii de acolo, că am înțeles și peste drum sunt angrosiși, cum a zis noastră, și ei tot merg mâine dimineață la primărie. La Da, ne discuții. vom strânge cu toții și vom pleca către primărie. Îi vom face o vizită domnului Daniel Florea, cum dumnealui a trimis către noi o înființare care are nevoie de semnăturile noastre. Noi nu avem nevoie de nicio semnătură, avem nevoie de un singur răspuns. Ce se va face în locul pieței de Flor George Coșbuc? Ne va mai da voie să vindem flori în piața de flori? Nu ne va mai da voie, se va face promenade, se va face pasarelă, se va face cafenele? Nu știm absolut nimic. Un singur răspuns. La un milion de întrebări, un singur răspuns liniștește o groază de familii, o groază de florari. Cât inspectam zona cu colegul meu, am văzut chiar peste drum de piața asta de flori un teren viran, părăsit, plin de gunoaie, care poate fi transformat și în promenadă, și în ce vrea el, și în scoar, poate chiar și piață de flori. De ce nu începe de acolo să construiască o alternativă și după aceea să vă mute, nu așa să vă închidă business-ul și descurcați-vă. Și cine știe când vreodată poate o să fie altă piață. Ce-o fi însemnând promenadă acolo și vorba dumneavoastră, trebuie să aibă un proiect, să spună ce are de gând. L-o avea la dâns un birou. Îi este foarte greu să se despartă de acel proiect. E pe computer și nu știe să umble la butoane. Posibil. Tehnologia fiind atât de avansată, l-o depăși termenii. Da, există totuși proceduri și drepturi ale oamenilor care trebuie respectate. Aveți și dreptul la proprietate și la afacere. El trebuia să aibă grijă a tuturor, mai ales dacă intervine acolo. Nu știu de ce s-a grăbit să A intervină profitat, acum. dacă îmi permiteți, a profitat pe motivul acestei pandemii, Da. piața, în legătură cu piața de Flor George Coșbuc, și acum câțiva ani în urmă se mai vehicula că, vezi, Doamne, o renovează, o închide. De mai bine de 10 ani. Ne tot anunța la anul, în martie, după Paște. Dar acum domnul Daniel Florea, cinste dumnealui, a profitat atât de parșiv, atât de laș, pe această pandemie, să ne închidă piața de flori pentru 2 luni jumătate și după să ne demoleze. Fără niciun document, fără nicio explicație, îi mulțumim, îl felicităm. Este un exemplu bun de urmat, să zicem. Am înțeles, vă gândiți la proteste ca formă de exprimare pașnică, curajoasă. Știți cum e? E foarte greu să tragi după tine o glotă de oameni, o mulțime de oameni.
într-un protest, De ce? Nu-i neapărat mulțime, poate protesta și un om. Poate, mai convingător e protestul unui om singur sau a unei familii decât o gloată care nu știe ce vrea. Iată, dumneata ești motivat, acolo ți-ai petrecut tinerețea, copilăria, vrei să știi care e viitorul. Notificăm primărie și ieșim la protest, de azi în 3 zile, nu? Sau protestele încă sunt suspendate prin lege, trebuie să ne documentăm. Că eu aș veni să vă susțin. Sincer, vă dau cuvântul meu de onoare, nu știu să vă răspund la întrebarea asta. Dacă se acordă autorizația de protest, dacă se acordă. Protestul e un drept fundamental și nu e necesară autorizație. E necesară notificarea primăriei ca să știe și a jandarmeriei ca să vină să asigure ordinea publică. Altfel, dreptul fundamental trebuie respectat de către stat, inclusiv de către primăria sector 5. S-ar putea să inventeze vreun pretext să zică nu vă permitem că e stare de alertă. Dar dacă legea permite, atunci o să insistăm. Să vedem întâi ce zice mâine primarul, viceprimarul sau cine o să vă primească, măcar vreo secretară, vreun secretar cineva, administratoarea piețelor care ați văzut că a pus lacătul pe ușă și a plecat. Că eu văd un document aici și apar niște nume de administratori, nu? Director general Dan Adriana și director executiv Lixandroiu Mihaela. Ăștia o fi șefii administrația piețelor din sectorul 5. Și au sediu pe șoseaua Alexandrei 3-5. Nu-i departe de acolo, nu? Se schimbă șefii de la o zi la alta. Să pregătesc de alegeri, Ce a poate. făcut plinul se retrage. Următorul. Da, credeți că în ce sens își fac plinul? Ca au salariu mare sau altfel își fac veniturile? Nu vreți să greșiți Fiecare și de cum aceea poate. presupuneți, da, am înțeles. S-ar putea să fie și salarii Fiecare mari, că cum știu că poate. funcționarii publici angajații la stat au salarii babane. Dar nu știu de ce au schimbat administrația pieței. E o mișcare care trebuie să o explice primarul Florea sau cine a decis schimbarea. Aveți dumneavoastră posibilitatea de a-i adresa domnului primar câteva întrebări și prin dumneavoastră să primim un răspuns? Eu sper că mâine dumneavoastră o să aveți ocazia asta să vorbiți cu el direct. Dacă nu, se pare că miercuri sau joi el iese în direct pe pagina lui de Facebook și e interactiv atunci, acolo, în direct, pe WhatsApp, pe Facebook, puteți să-i puneți întrebări. Eu joia trecută i-am pus întrebări, dar e adevărat că m-a ignorat. Pentru că erau Pe întrebări pagina critice. dumnealui, ora primarului, nu? Ceva Vă de felul ăsta. referiți? Da. I-am comentat câteva comentarii și tot așa, m-a evitat Am înțeles. inteligent. Am înțeles asta. Nu Nu-i m-a bucuros nici el observat. de situația asta, înseamnă că da. Bun, să vedem cum explică mâine. Vin și eu și filmăm, să vedem reacția lor, care sunt planurile lor și după aceea, în dependență de planurile lor și de comportamentul lor, faceți și dumneavoastră și noi planuri ca să reacționăm. Deocamdată ei sunt la butoane și noi doar reacționăm la deciziile lor. A fost interesantă discuția cu dumneavoastră, am văzut că lumea s-a uitat, dar nimeni nu are comentarii, întrebări, deci probabil au rămas toată lumea mută și na, nu știe ce să zică la așa situație. Sperăm să se lămurească măcar în zilele următoare ca să înțelegem cine și ce are de câștigat din asta. Spălare de bani. Alina Ceban zice doar că ne estimează pentru ceea ce facem, pe dumneavoastră și pe dumneavoastră și pe noi. Probabil Vă toți facem mulțumim. treabă Vă bună. mulțumesc. Vă mulțumesc în numele tuturor fraților. Sper să ne vedem mâine la primărie și să ne mai vedem și la Piața Coșbuc, așa cum ne-am întâlnit azi. Mulțumesc Oricând foarte mult doriți pentru dumneavoastră. interviu. Mulțumesc pentru participare, ținem legătura. O La seară revedere. bună. La La revedere. revedere.